Ali Baba și cei 40 de hoți. Ali Baba muncea pentru a-și asigura traiul zilnic. Odată, împreună cu trei măgari, porni la tăiat lemne în pădure. Văzu în zare cum se apropia o ceată de călăreți de se ridica colbul în urma lor. Și-a ascuns măgari în tufișul, iar el s-a cățărat în copac. Și bine făcu, pentru că acești călăreți erau niște hoți care își aduceau prada la adăpost. Conducătorul lor descălecă și se apropie de o stâncă ieșită în afară. Sesam, deschide-te, spuse el. Ali Baba a văzut cu stupoare cum stânca s-a deschis și toată ceata a dispărut în interiorul ei. Pe torul de lemne nici nu îndrăzni să răsufle. După puțin timp, stânca se deschise din nou și toți ieșiră. Ali Baba îi numără pe tâlhari. Erau 40 la număr. Conducătorul lor spuse, Sesam, închide-te! La această poruncă, stânca se închise. Ali Baba, înainte de a se da jos din copac, așteptă ca hoții să dispară cu totul în zare. Încrezător și hotărât, spuse formula magică. Sesam, deschide-te! Stânca se deschise. Ali Baba intră și văzu că se află într-o peșteră în care hoții și-au ascuns toate comorile lor. Podoabe, giuvaericale, grămezi de aur și argint, covoare, sipete din lemn sculptat și arme de mare preț. Tăitorul de lemne adună atâția bani de aur cât puteau duce măgarii lui. După ce ieși, repetă iar formula magică. Sesam, închide-te! Și plecă de acolo cât putu de repede. Pe drum se gândea, nu înseamnă că am furat dacă am luat de la hoți. De atunci trăiește fericit. Pentru că avea un suflet mare, l-a dat și rudelor lui din comoara găsită.